Preamărit să fie numele Domnului! Dragii mei, în această seară vrem să continuăm cu acel seminar Probleme sensibile în era modernă, care l-am început cu mai mult timp în urmă și având în vedere că parte din acel seminar vreau să tratăm și această problemă a acoperirii capului la partea feminină, știind că vă studiem concomitent și cartea 1 Corinteni, ne-am gândit că le vom împleti împreună cele două și astăzi a ajuns acel moment. Trăim într-o vreme destul de controversată și într-o vreme în care ne plac foarte mult controversele. Un om se angajează la o alimentară, îi se cere să lucreze la departamentul de cărnuri și să vândă cărnuri. Și el spune că e vegan și pentru că e vegan nu se simte confortabil să fie la carne. Și atunci, ca să nu fie controversă, să vină ziarul, să facă mare scandal, îl mută, eu știu, altundeva, la paste făinoasă, cine știe unde, ca să nu-i ofenseze cugetul acelui om. Cei care sunteți mai conectați cu România, în aceste zile știți foarte bine că a fost o mare dispută cu spațiul Schengen. N-am urmărit foarte atent, dar cât să nu mă afund și-o la adânc, am citit și o să văd ce s-a întâmplat. Și Austria, mare problemă, Austria, o stat împotrivă, toată România boicotează acum și Austria și tot ce vine din Austria și benzinările austriece și toți să supărați că ne-au scos din spațiul Schengen sau, mai bine spus, ne-au închis ușa să nu intrăm în spațiul Schengen. Controverse. Și ne plac foarte mult controversele. Și această mentalitate de controverse, dragii mei, încetul cu încetul își face locul chiar și în adunările noastre. Și când suntem confruntați cu un principiu biblic, care Dumnezeu îl cere de la noi, intrăm în controversă. Da, de ce trebuie așa? Da, de ce în felul acesta? Da, cum se raportează în contextul nostru cultural din ziua de astăzi? Și vrem argumente. Vrem să vină predicatorii foarte bine pregătiți cu limba greacă, cu limba ebraică, cu aspectul cultural din vremea aceea. Ce a însemnat în contextul cultural ceea ce se predică? Dacă mai este valabil și pentru noi sau nu, și atunci apare multă discuție și multă dispută pe linia controverselor. Un foarte celebru, poate aș spune chiar cel mai celebru televanghelist din America, avea un interviu cu Larry King la un moment dat și era întrebat dacă Iisus Hristos este singura cale către cer. Om care păstorește o biserică de peste 40.000 de oameni, dacă nu mai mult, un om care are audiență enormă în fiecare săptămână la teleshow-ul său de evangelizare, și omul acesta era întrebat despre mântuirea prin Hristos, la care el spune, mie nu-mi place să ofensez pe nimeni și să pun oameni în grupul. În final, important e să îți faci partea ta, la care Larry King presează mai tare. Totuși, în Biblie scrie că Iisus Hristos este singura cale. Ce te faci cu musulmanii? Ce te faci cu evreii care nu cred în Iisus Hristos? La care el așa foarte timid spune, eu nu vreau să ofensez pe nimeni, nu sunt sigur, e important să credem în Dumnezeu, dar în final, fiecare cum va alege și totuși ce ne facem cu cei care nu vor să creadă? Și în final, după atâtea alte întrebări, omul spune că el nu știe și nu vrea să exprime foarte concret. Ca să nu creăm o controversă, ne ascundem în spatele unor expresii ca nu cumva să supărăm pe cineva. Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, intuia această situație și menționa în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3, că va veni o vreme când pe oamenii va gâdi la urechea să audă învățătura sănătoasă și ca nu cumva să audă cuvântul lui Dumnezeu, își vor da învățători după poftele lor, ca să-și facă voia lor și atunci să fie și împăcați în cugetul lor. Bine, dragii mei, scopul acestui seminar nu este să facem controverse, ci să răspundem Biblia la aceste întrebări cu care noi ne confruntăm în vremea de astăzi și să vedem ce vrea cuvântul lui Dumnezeu, cum spuneam întotdeauna, după cum spune Sfânta Scriptură, și să învățăm să nu trecem peste ceea ce este scris. Doamne, ajută la aceasta! De aceea, în această seară, dragii mei, abordăm și acest domeniu care este important pentru viața creștină. Și dacă poate multe biserici de mult au abandonat aceasta, eu vreau să mă întorc să văd ce scrie Sfânta Scriptură și să răspundem și la această situație, această problemă care des este ridicată. Ce ne facem cu acoperirea capului la femei, cu părul lung la bărbați, cu a nu avea capul acoperit ca și bărbat când stai la închinare? Cum tratăm aceste probleme? Mulțumesc foarte mult, fraților, de la stație. Vreau să vă spun că pe oriunde a ajuns Domnul Iisus Hristos, El întotdeauna a făcut ordine. La un moment dat era în corabie cu ucenicii, se strânește o furtună foarte mare, mai să se afunde corabia la vale, ucenicii se panichează,
înaintează și în haosul acela se scoală Iisus Hristos. Și când se scoală Mântuitorul deodată, se face liniște pe mare și se face ordine. Coborat de pe muntele Transfigurării și venind jos cu cei trei apostoli, vede ceilalți care erau acum într-o dispută foarte mare cu niște oameni și când aleargă la el mulțimea, îi se spune, au încercat să scoată dracul din copil și n-au putut. O mare gălăgie, copilul face spume la gură, este aruncat pe jos, oamenii sunt înspăimântați, tatăl acela plânge, Doamne, dacă poți, fă ceva pentru copilul meu. Și apare Iisus Hristos și din haosul acela, dragii mei, Iisus Hristos face ordine. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii și al disciplinei. Eu zic mărit să fie numele Domnului. Spunea Sfântul Cuvânt în cartea 1 Corinteni, capitolul 14, anume cu versetul 33, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Dumnezeu în biserică vrea ordine și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E bine, dragii mei, în vremea în care noi trăim, tot mai multă dezordine se face și diavolul caută să facă dezordine. Valoare, respect, supunere, acești termeni evocă întotdeauna multe discuții, pentru că multe grupuri doresc să fie așa zis victimizate și se văd victimizate. Cum adică noi trebuie să avem drepturi speciale? Dar cu ce ești tu mai special ca altul? Eu sunt, pentru că mă simt eu victimizat. Și atunci va trebui să mi se dea mie drepturi speciale ca nu cumva să fiu lezat de cineva. Pe fundul acestor mișcări s-au născut multe alte mișcări care și-au cerut drepturi și au călcat anumite principii care Biblia le spune concret, negru pe alb. Printre multele mișcări, mișcarea feministă a spus femeia are drepturi egale cu bărbatul. Și eu zic că așa este. Pentru că între bărbat și femeie nu este nicio diferență. Dumnezeu ne-a făcut egali și ne-a dat binecuvântări, ne-a făcut egal, dragii mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ei că sunt diferențe între noi în ceea ce înseamnă ordinul în care Dumnezeu ne-a creat, în ceea ce înseamnă modalitatea în care noi ne raportăm la rolurile noastre, aceasta este învederată în Scriptură. În schimb că suntem egali, dar sigur, și vreau să vă spun, dragii mei, n-au inventat feminiștii aceasta, ci Iisus Hristos a fost primul care a dus acest echilibru. În dimineața învierii, prima dată Hristos se arată unei femei. În dimineața învierii, Dumnezeu îi trimite o femeie să spună ucenicilor, am înviat din morți și merg înaintea ucenicilor. Și Iisus Hristos a dovedit că a onorat femeia. Și în sensul acesta, da, este adevărat, avem egalitate între noi, nu este o problemă. Dar că rolurile noastre ne diferențiază, asta este o altă problemă. Exact problema aceasta apărea în Corint. Un abuz de drepturi. Și foarte mulți au întortocheat învățătura apostolului și au distrus ceea ce însemna ordinea din biserică. Începând de acum din capitolul 11 până în capitolul 14, observăm câteva situații în care biserica încălca rânduiala lui Dumnezeu. În prima parte, era o rânduială vis-a-vis de vestimentație în adunare și de ordinea creată în ceea ce însemna sexele din adunare. În al doilea rând, era o ordine încălcată la cina Domnului și își băteau joc de cina Domnului. În al treilea rând, era o ordine încălcată vis-a-vis de darurile spirituale. Și măcar că erau supradotați în Corint cu daruri, cu toate aceștia, încălcau principiile bunei rânduieli la ceea ce înseamnă darurile Duhului Sfânt. Și Apostolul Pavel acum vine și vrea să reglementeze acestea ca nu cumva se facă dezordine adunare. De aceea el concluzionează în capitolul 14 cu 33, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, mărit să fie numele Domnului. Și Pavel vrea să explice că acestea sunt principii care sunt non-negociabile. O primă fațetă a acestei probleme de dezordine se crea în adunarea din Corint prin genul feminin spunând noi suntem egale cu bărbații și atunci n-ar trebui nici o diferențiere. Și măcar că în vremea aceea cultural femeia pe stradă avea capul acoperit, când intra în adunare își descoperea capul spunând eu sunt deopotrivă cu bărbatul, nu este nicio diferență între noi. Și Apostolul Pavel se vede obligat să reglementeze ceea ce înseamnă și această problemă a vestimentației, a ordinii în adunare. În această seară vom discuta despre acoperirea capului. E bine, vedeți că numesc pe acest pasaj în special, mulți așteaptă acum cele mai puternice argumente. Să vedem cum era în Corint cu templele păgâne, cu femeile stricate la temple, cum era cu sistemul cultural și mulți așteaptă fel de fel de argumente ca să mă convingi pe mine că așa trebuie.
Vreau să vă spun în această seară că nu este scopul meu să fac aceasta. Vreau să privim pur și simplu la Cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm Cuvântul să ne vorbească și apoi cine din Dumnezeu ne ascultă. Spunea Sfântul Cuvânt, Doamne ajută la aceasta. Bine, dragii mei, avem o anestezie apostolică în versetul 2. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Este important la o injecție mai puternică să ai o anestezie. Și atunci Apostolul Pavel începe cu un pic de laudă, nu ca să-i măgulească, ci ca să-i liniștească. Oameni buni, mă bucur că m-ați ascultat. Mă bucur că v-am trimis scrisori și m-ați primit. Mă bucur că ceea ce v-am învățat, țineți și vă luptați să țineți foarte bine lucrul acesta. De bună oară făceau cina Domnului, de bună oară se întâlneau în adunare, proroceau, vorbeau în alte limbi, se întâmplau acestea în Corint. Dar Pavel acum spune, totuși, cu toate că mă ascultați, este nevoie să facem un picuț de ordine ca nu cumva să ne pierdem pe drum. Și atunci spune Apostolul Pavel, mă bucur că mă ascultați, dar versetul 3, dar vreau să știți, cu toate că ei știau, se măguleau că știu foarte multe în Corint, în capitolul 8, Pavel, noi știm că în lume un idol este totdeauna cu nimic. Acum Apostolul Pavel spune, cu toate că mă ascultați, vreau să știți să nu pierdeți din vedere. Se prea poate că noi credem că venind la adunare, am făcut voia Domnului. Care-i problema? Și Biblia ne învață că mai sunt lucruri care poate, dacă nu suntem atenți, putem să le trecem cu vederea în defavoarea noastră și suntem chemați să nu trecem peste ceea ce este scris. Apostolul Pavel spune, totuși vreau să știți care era problema, rânduiala care Dumnezeu vrea în biserică. Versetul 3. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Există o ordine în ceea ce înseamnă modalitatea în care Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a făcut în felul acesta și Dumnezeu ne-a rânduit să trăim în felul acesta. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii. Aici este ordinea care Dumnezeu a creat-o. Și deja sar cei care spun, stai un picuț, cum e cu egalitatea? Dragii mei, vreau să vă spun că în Trinitate există o autosupunere a Fiului față de Tatăl. Fiul, când a venit în lume, a spus astfel, Fiul nu face nimic de la sine, ci face ceea ce vede pe Tatăl făcând. Am venit să fac nu voia mea, ci voia Tatălui meu care este în ceruri. Și cu toate acestea Iisus spune, eu și Tatăl, una suntem. Cu toate că Iisus era Dumnezeu, zice Biblia că n-a găsit de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci în toate a fost ascultător și s-a supus în toate lui Dumnezeu, de bunăvoie. Măcar că este tot Dumnezeu. Hristos Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu și cei doi sunt egali. Dar în ceea ce înseamnă funcția în Trinitate, există un nivel de autosupunere. Asta nu tai din valoare. Asta arată rolul fiecăruia. Ei bine, similar ne spune Sfânta Scriptură că în modalitatea creierii, noi avem o ordine care Dumnezeu a creat-o pentru noi. Și aici spune Biblia că orice bărbat care există are pe cap pe Hristos, adică literalmente autoritatea sa este Hristos. Similar, autoritatea apoi care vine de sub bărbat este femeia. Prin aspectul căsniciei, soțul devine capul familiei și e învederat că Tatăl cu mama devin capul copiilor și Dumnezeu este capul lui Hristos. Există o ordine, o rânduială. Și atunci, care este problema care se descoperă în această ordine? Versetul 4 și 5. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Observați logica apostolului Pavel. Orice bărbat care se roagă sau prorocește, apoi similar orice femeie care se roagă sau prorocește. Va trebui să răspundem la această problemă pentru că se pune o întrebare. Când trebuie femeia să aibă capul acoperit și bărbatul capul dezvelit? Biblia denotă două componente. Rugăciunea și prorocia. Rugăciunea, dragii mei, o facem oriunde. O facem acasă, o facem pe stradă, o facem la adunare, o facem atunci când suntem noi în părtășie cu Dumnezeu. Tu când intri în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Aspectul comuniunii personale cu Dumnezeu. Prorocia, în schimb, vreau să vă întreb unde se întâmplă. Pentru că darul prorociei este dat pentru cine, dragii mei? Pentru biserică.
Adică componenta comunitară, când sunt în închinare personală cu Dumnezeu și când sunt în închinare comunitară cu biserica, este o rânduială vis-a-vis de această ordine creată de Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Expresia de acoperit înseamnă a pune ceva, un obiect, dacă vreți, un veșmânt pe cap. Găsim exact același cuvânt tradus din Septuagint, adică versiunea greacă a Vechiului Testament, în Esera, în capitolul 6, cu versetul 12. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Adică omul acesta și-a pus ceva pe cap, o glugă, dacă vreți, ceva și-a pus pe cap, denotând că era supărat, arătând că era foarte mâhnit, foarte supărat. Orice bărbat care își acoperă capul, își pune ceva pe capul său, își necinstește capul care este, de fapt, Hristos, își necinstește autoritatea sa. Ca mai apoi să ne spună că, din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul desfelit, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Adică orice femeie care nu își acoperă capul, aici expresia grecească atacalipto înseamnă a nu-ți acoperi, a da jos ceva de pe cap. Aceeași expresie de acoperire sau de neacoperire o găsim acum în Levitic, în capitolul 13, cu versetul 45. Aici, din nou, în Septuagintă, folosim același cuvânt grecesc tradus pentru ceea ce însemna în Vechiul Testament ebraicul. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, adică dezvelit, neacoperit, să n-aibă nimic pe cap. Era simbolul care arăta că acest om, care își acoperea barba, dar nu capul, era lepros. Așa era semnul pentru ei atunci. Orice femeie care se roagă cu capul dezvelit, neacoperit, își necinstește acum capul ei, pentru că ea este ca una care ar fi rasă. Aici vreau să înțelegem, dragii mei, aspectul acesta de comuniune personală și comunitară cu Dumnezeu. În momentul când suntem în comuniune cu Dumnezeu, suntem chemați să ne conformăm acestei rânduieli care Dumnezeu are pentru noi. Și Apostolul Pavel acum dă câteva argumente de ce trebuie să fie în felul acesta. Legând mai departe aspectul cu a fi una care este rasă. Părul era o podoabă și este o podoabă a femeii, va spune mai târziu Apostolul Pavel. O femeie care se tunde, dacă vreți, își pierde acel aspect al feminității. Și Pavel spune, o femeie care își rade capul, arată că ceva s-a întâmplat. Ei bine, una care își descoperă capul la închinare este ca una care și-a ras părul. Argumentul care Pavel acum îl dă este un argument logic, un logic cultural. Versetul 6 și 7. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Observați, dragii mei, orice femeie care nu vrea să se învelească, să se tundă. Și dacă este rușine să fie tunsă sau chiar rasă, atunci mai bine să se învelească. Apare un prim argument sau contraargument care unii îl pun. Păi nu spune Biblia mai departe că de fapt părul este acoperirea capului femeii? Observați logica. Dacă părul ar fi acoperirea, orice femeie care e rușine să se învelească, adică să aibă păr, să se tundă de păr. Și dacă este rușine să fie rasă, să se pună păr înapoi. Deci cum luăm argumentul acesta, dragii mei? Este un argument contralogic și în sensul acesta, mulți au făcut aici o foarte mare eroare. Orice femeie care nu se învelește, să se tundă. Iar dacă este rușine să fie tunsă sau rasă, să se învelească. Este o acoperire extra asupra părului. Mai apoi, Apostolul Pavel vrea să ne ia un alt argument, anume din creație, versetul 7 până la 9. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia a fost făcută pentru bărbat. Este aspectul original în care Dumnezeu ne-a făcut la creație. De ce trebuie așa? Pentru că Biblia spune că în modalitatea în care Dumnezeu ne-a creat, bărbatul reprezintă slava, gloria, imaginea aceea lui Dumnezeu, pus să stăpânească în grădină de Dumnezeu, reprezentant al lui Dumnezeu. Iar femeia, prin extensie, a fost făcută din bărbat și pentru bărbat. Revenim, dragii mei, este aspectul
rolului și scopului, nu a legalității ca și valoare. Ca să vedem aceasta, Pavel reia ideea mai departe, în versetul 11, arătând că noi suntem fapt egali. Totuși în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa, și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Suntem egali în fața lui Dumnezeu, pentru că El ne-a făcut în felul acesta. Avem valoare morală intrinsecă fiecare, derivată din Dumnezeu. El ne-a creat, mărit să-i fie numele. Dar scopul și rolul nostru diferă în ceea ce înseamnă creația originară. Dumnezeu a făcut bărbatul să stăpânească, iar apoi Dumnezeu proclamă: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor comparabil, potrivit pentru el. Și Dumnezeu din bărbat ia o coastă și face femeia, și femeia a fost făcută pentru această nevoie de complementaritate a bărbatului. Este ceea ce Dumnezeu a făcut în momentul creației. Cui nu-i place să-L întrebe pe Dumnezeu de ce a făcut așa. Că așa a făcut Dumnezeu la creație. Și Pavel spune, din cauza acestui argument care este ancorat în creația originară, din cauza aceea bărbatul să nu-și acopere capul la închinare și femeia să-și acopere capul atunci când este la închinare. Aș vrea să vă spun că lumea în care noi trăim se uită la noi și analizează. Noi de foarte multe ori poate privim la cei care sunt de origine tradițională, religioasă, cum sunt ortodoxi din țară, și poate desconsiderăm spunând, păi ei nu au credința adevărată cum avem noi. Ca așa facem și noi uneori, dragii mei. Și vreau să vă spun că uneori ni se dau lecții tare triste și nouă. Un păstor din America, împreună cu un grup de tineri, a plecat la Voroneț, la mănăstire, să vadă mănăstirea acolo. Au fost pe afară, s-au plimbat și apoi ajung la mănăstire, ieșind în autocar, toată grupa a ieșit afară și când se intre în mănăstire, sunt opriți acolo de cineva care păzea la poartă. Voi ce vreți? Păi vrem să intrăm în mănăstire. Îmbrăcați de sport, pantaloni scurți și băieți și fetele și veniți la munte și la iarbă verde. La care cheamă pe maica stareță și vine dumnea ei și spune, voi sunteți ăia care sunteți pocăiți, nu? Ăia care vorbiți în limbi și aveți calea cea dreaptă, așa este? Zice, așa aici la noi nu se poate intra în mănăstire. La care păstorul spune, tineri dragi, toți în autocar, ne schimbăm pentru biserică. O intra, s-o schimba frumos de adunare, când vine apoi, se uită de maica stareță, spune, acum se poate, se poate intra, puteți intra înăuntru. Dumnea lor nu permit să intre cineva în pantaloni scurți ca bărbat, sau o femeie să intre dezbrăcată sau fără capul acoperit. Și noi spunem că asta sunt tradiții vechi. Și observați că uneori ni se dau lecții și nouă. Pentru că, dragii mei, cuvântul spune în această rânduială creată de Dumnezeu în componenta închinării, suntem chemați ca bărbatul să n-aibă capul acoperit la închinare, iar femeia să-și acopere capul. Mai dă Pavel un argument, anume din componenta divină și relația cu Dumnezeu. Versetul 10. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. O dovadă că stă sub autoritate, sub această ordine care Dumnezeu a creat-o și nu trece peste cuvântul lui Dumnezeu. Multă dezbatere s-a făcut vis-a-vis de acest verset. Ce vrea să spună Pavel vis-a-vis de îngeri? La cine se referă? Unii spun sunt îngerii căzuți din Geneza 6, dar îngerii sunt ființe asexuale, ei nu sunt nici parte femeiască, nici parte bărbătească și nu poftesc ca și noi. Alții vor spune că din pricina îngerilor buni, alții din pricina îngerilor căzuți și multe alte argumente. Eu vreau să vă spun ce am găsit în Efeseni în capitolul 3, cu versetul 8 până la versetul 11. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumina înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, adică îngerii, să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut Hristos Iisus, Domnul nostru, în Hristos Iisus. Dragii mei, îngerii privesc la rânduiala din adunare, pentru că în momentul când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, l-a pus în grădină, îngerii priveau. Fiii lui Dumnezeu se veseleau în ziua când Dumnezeu a creat pământul. Iar în momentul creației se uitau la ce face Dumnezeu și Dumnezeu a pus omul în grădină să o păzească. Într-un moment de neveghere, femeia a încălcat rânduiala dată de Dumnezeu. A trecut peste rânduiala pusă să asculte de bărbatul ei și a trimis, dacă vreți, pe Adam în păcat, intrând toată omenirea cu ea împreună.
Apoi Dumnezeu acum aduce mântuirea prin Hristos și ne arată încă o dată care este ordinea care Dumnezeu vrea. De ce așa a făcut Dumnezeu? În momentul acesta îngerii se uită. Dacă biserica mântuită cu adevărat respectă rânduiala lui Dumnezeu, ascultăm pe Dumnezeu? Pentru că Domnul ne spune, pentru că am fost creați în felul acesta, la închinare, bărbatul să nu-și acopere capul și femeia să aibă pe cap un semn al stăpânirii, a faptului că respectă autoritatea aceasta lui Dumnezeu, implicit dată apoi prin bărbatul ei. Și în sensul acesta, Biblia spune să nu trecem peste ceea ce este scris. Pentru că îngerii privesc în biserică să vadă, respectăm, ascultăm ceea ce zice Dumnezeu. Nu uitați că îngerii sunt trimiși în ajutorul sfinților. Sunt trimiși să scoată pe cei care sunt sfinți din nevoi și chiar în momente de criză au fost trimiși să ducă pe diapsa lui Dumnezeu. Și îngerii privesc în adunare. Respectăm noi regula lui Dumnezeu? Cam mai apoi Apostolul Pavel se mai dea și un argument natural, din ordin natural. Versetul 13 la 15. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Și aici mulți spun, păi stai un picuț, aici e negru pe alb. Părul este de fapt învelitoarea. Diferența este că aici cuvântul de învelitoare nu este același cuvânt care spune Pavel mai devreme, a fi acoperit sau dezvelit. Cuvântul acesta înseamnă ca și cum ai pune un văl pe tine și scoțându-l din contextul imediat, ne încurcăm. Care este argumentul? În ceea ce înseamnă creația noastră, suntem diferiți ca sexe. Oricât de mult ar încerca acum liberalii să spună că poți să fii orice vrei, azi poți să fii bărbat, mâine poți să fii femeie, mâine poți să fii între cei doi, noi știm că Dumnezeu a creat omul parte bărbătească și parte femeiască. Și cât vor ține veacurile, nu se schimbă aceasta, că-i ordinea creată Dumnezeu. Între bărbați și între femei există diferențe biologice concrete. Nu se poate trece peste ele. Dacă mori astăzi și peste 100 de ani îți scot ăștia oasele afară și fac un pic de analiză medicală, după ADN-ul tău din oase, știi că ai fost bărbat sau femeie? Ce ai simțit tu că crezi că ești, aia nu contează. Știi exact biologic că ai fost bărbat sau femeie. Foarte simplu, e scris în ADN-ul nostru. Și atunci, dragii mei, Biblia ne arată că există o diferență concretă între bărbat și femeie. Și tocmai pentru a păstra această rânduială a lui Dumnezeu, bărbatul să nu poarte părul lung este un semn al feminității. Pe când pentru femeie părul lung este o podoabă, o glorie, este slava ei a frumuseții sale. Pentru că părul, natural vorbind, i-a fost dat ca o învelitoare a ei, ca o haină cu care ea se acoperă. De aceea, zice Pavel, pentru că între noi există aceste diferențe logice, naturale, bărbatul nu este acoperit cu păr ca femeia într-un mod frumos, are un păr simplu, pe când femeia are această podoabă deosebită, dacă natural ne diferențiem în închinare, atunci vine argumentul, trebuie să ne diferențiem, bărbatul să nu-și acopere capul, pe când femeia să-și acopere capul. Revenim aici, că unii vor spune, păi nu este până la urmă părul baticul femeii. Păi dacă este părul baticul femeii, ce ne face cu bărbații? Orice bărbat care are păr pe cap înseamnă că nu are voie să se roage. Să se radă chel în cap. Când se roagă, după aceea poate să-și pună păr înapoi dacă vrea. Ulterior, femeia, când se roagă, să aibă păr. După ce nu se mai roagă, poate să fie cheală, că nu mai contează. Observați lipsa de logică în aceste argumente care apar. Este scris negru pe alb. Câtă vreme vrem să ascultăm și să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Ca mai apoi Pavel să ne spună și aspectul acesta universal. Versetul 16. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Pentru că unii spun asta este cultural numai pentru Corint. Asta nu mai este și pentru vremea din ziua de astăzi. Dar cum de toate bisericile lui Dumnezeu aveau aceeași rânduială? Și tocmai această rânduială era contracarată, spunând, egalitate între noi nu mai contează această diferențiere. De ce să mai fie și o diferențiere pe deasupra? Pe când Biblia spune, în bisericile lui Dumnezeu este această rânduială, acest obicei care l-are biserica. Și dacă cineva nu-i place, noi ca biserică nu ne certăm, noi arătăm ce spune cuvântul curat și sfânt, a lui Dumnezeu.
Și atunci aș vrea să vă mai dau aici un exemplu din partea practică. Zicea Domnul Hristos, vă încurcați pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ziceam că sunt aspecte scrise în Scriptură negru pe alb și sunt manifestări deosebite ale Duhului Sfânt, care uneori ne îngăduie să le vedem, care ne întăresc cuvântul Domnului. Un caz real, care l-am mai spus odată aici, în Roma, o familie, caz real, fratele Mitică Franciuc știe bine familia aceasta, erau acasă sora și făcea ceva treabă prin casă. La un moment dat apare în fața ei ca o închipuire a satanei și spune, am venit să te omor pe tine. La care ea strigă, știind acasă, sângele Domnului să te mustre. Și această arătare hidoasă spune, care sângele Domnului? De atâția ani de zile n-am la cina Domnului, care sângele Domnului? La care ea s-a speriat, dispare această arătare. Caz real, frații mei. Ea fuge, dar îi spune așa, înainte să dispară, pentru că s-au făcut rugăciuni pentru tine în partea părinților tăi, nu pot să-ți iau viața, dar mă duc să omor pe bărbatul tău. Și dispare. Se sperie repede și vrea să fugă în camera cealaltă, să ia telefonul, să sune soțul. Când se fugă în pragul ușii, apare un înger a Domnului și spune, am un mesaj să spun, dar nu pot vorbi cu tine, du-te și acoperă-ți capul. Se duce repede, ia un batic, vine înapoi. Mesajul este acesta. Pentru că s-au ridicat mijlociri pentru voi, mă duc acum să-ți apăr soțul, puneți-vă casa rânduială. Și dispare această arătare. Dă repede telefon și spune soțul ei, dragă, nu poți să-ți închipui ce s-a întâmplat. Numai Dumnezeu m-a scos, era să fac acum un accident mortal, mașină distrusă, Dumnezeu m-a scăpat. Și-a dat seama că Dumnezeu a apărat familia. Un caz real, dragii mei, caz concret. Unii pot spune astăzi basme, astăzi lucruri inventate. Eu vă spun că e caz real, că nu vreți să credeți, vă aparține. Dar mă reîntorc la ceea ce spune Sfântul Cuvânt. La închinare, Biblia ne cheamă să avem această rânduială concretă, corectă și frumoasă, bărbatul, capul descoperit, iar femeia să aibă capul acoperit la închinare. Și atunci aș încheia doar cu câteva contraargumente care uneori apar. Femeia sau fata? Pentru că unii spun doar femeia să aibă capul acoperit. Expresia care apare aici, dragii mei, este că orice bărbat sau orice femeie. Cuvântul femeie din lexicul grecesc, care este tradus de dicționarul Strong, zice în felul acesta că femeie este cuvântul pentru orice persoană de parte feminină, fie ea fecioară, măritată sau chiar văduvă. În privința aceasta, orice ființă feminină este femeie. Și orice ființă masculină este bărbat. Și atunci, dragii mei, că-i băiețel, că-i bărbat, să nu vină la biserică cu șapca în cap, că nu-i frumos și nu-i voie, așa ceva nu-i voie la închinare. Că-i fetiță, că-i femeie, că-i bătrână, să vină la biserică cu capul acoperit, că așa este rânduiala după Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Să mai pune o întrebare. Cu ce să acoperim capul? Dacă punem o banderolă, dacă punem numai o cordeluță, oare cum e asta? Mai văd că e un frate care are nevoie de ochelari. Eu de când am 3 ani port ochelari non-stop, că așa mi-a dat mie seama și n-am ce face. Dar unul are nevoie numai când e nevoie, fază lungă, fază scurtă. Și văd așa că ia ochelari și pune așa pe păr, vorbește, când e nevoie, pune fază lungă înapoi, se vadă mai bine, pune ochelari înapoi. Eu vă întreb, dacă acum am ochelarii pe cap, aș avea voie să mă rog sau nu? E capul acoperit sau nu? O bucată de metal cu două lentile. E capul acoperit sau nu? Observați, dragii mei, că logica ne ajută la asta. E foarte simplu, nu trebuie să fie foarte complicat. N-ai nevoie, doctora, ca să înțelegi cum e capul acoperit. Eu tare mă gândesc că uneori stilul acesta chicios al nostru care ne ascundem de un deget, noi spunem că asta ne acoperă. Dar, dragii mei, Biblia spune clar, capul să fie acoperit sau să fie descoperit pentru cei care este bărbat. Observați că implică automat ceva care se pune. Vis-a-vis de ce se pune, cultural aici sigur apar diferențe. Unii au purtat pălării pe cap acoperit, sigur. Alții poartă batic cum facem noi. În Italia se poartă în fel de macrameu foarte frumos care se pune. Principiul rămâne în picioare să fie capul acoperit. Și mai este un aspect așa tare chicios uneori, vezi, la câte o întâlnire, că o soră vine un pic nepregătită și orice prinde în mână ea, ia o bucată de foaie, o pune în cap, hai să mă rog că ne rugăm, Doamne Iisus, ai milă de noi. Se roagă pe capul acoperit, pune un bucat de șervețel, pune ce găsește la mână, un prosop, pătură de la copil, pampers dacă e nevoie. Dragii mei, revin, când e vorba de închinare, să fim foarte atenți, nu vreau să fac pe nimeni să râdă, dar sunt foarte concret aici. Femeia să aibă capul acoperit când vine la închinare și bărbatul să aibă capul descoperit când vine la închinare. Aici mai vin cu un ajutor de argument. Unii duc la extrema cealaltă. Frate, femeia să fie sfântă, capul acoperit și când doarme. Nu? Că Biblia spune așa, rugați-vă neîncetat. Eu vă spun atunci, ca bărbați, mai aveți voie să purtați pălărie iarna când ești afară?
E frig afară, purtați pălărie. Unii poartă, unii poartă bască, șapcă, ce vreți noastră. Aveți voie să acoperiți capul, că ne rugăm neîncetat. Capul să fie întotdeauna descoperit. Observați, dragii mei, să fim atenți, să nu îngustăm calea unde nu trebuie și să nu lărgim, că n-avem voie, să rămânem pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, când se roagă sau prorocește aspectul personal de închinare sau comunitar de închinare, femeia să aibă capul acoperit și bărbatul să aibă capul descoperit. Și încolo să-L preamărim pe Dumnezeu în tot ceea ce facem în viața noastră. Apar aceste argumente care pe noi ne încurcă uneori. Alții spun, păi, asta e numai cultural pentru Corint. Și dacă pasajul acesta e cultural, vă întreb, cine a Domnului cultural? Vă întreb, rânduiala cu darurile Duhului Sfânt, care le vom studia mai departe, e cultural? Aia numai în Corint s-a pus să prorocească doi sau trei celălalt să judece? Să luați cina în rânduială, să vă cercetați? Aia numai pentru Corint a fost. La noi nu se aplică. Sau vrem să tăiem din Scriptură ce ne place nouă, ce nu ne place nouă? Dragii mei, să nu trecem peste ceea ce este scris și să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Că ne place nouă, că nu ne place, spunea foarte frumos Fratele Dragoș Croitorul, o să ajungem în cer și parcă văd acolo că o să ajung eu așa lângă Sfinții Apostoli, martirii care au murit pentru Hristos, Petru, crucificat cu capul în jos, Sfântul Bartolomeu, jupuit de viu, Ioan aruncat în ulei fiert ca să-l fiarbă, să-l omoară și ajung și eu acolo și o să mă întrebi, tu ce ai suferit pentru Hristos? Frate, m-au vorbit de rău și m-am supărat în adunare. Sau o soră spune, mi-a spus să port batic și m-am simțit jignită. Nu-i se pare uneori că parcă așa de ieftin plătim noi cât au plătit alții pentru credință și asta încă nici nu-i de plătit? Asta e rânduiala care Dumnezeu a pus-o, că nu ne place nouă. În ziua aceea cea mare, întrebați pe Dumnezeu de ce a fost așa, că El a făcut în creație lucrul acesta. Și aș mai adăuga, orice învățătură care se ancorează în creație, dragii mei, transcede orice legământ. Că noi spunem, acum mai suntem în har, nu mai suntem în vechea lege, măcar că ăsta e Noul Testament. Dar vă ajung și cu asta. Orice se ancorează în creație nu este desfințat de niciun legământ. Vechiul, noul, niciun legământ nu desfințează ceea ce se ancorează în creație. Vă dau un exemplu. La creație Dumnezeu a făcut bărbat și femeie. Vă întreb, în Hristos acum fiind, în biserică fiind, mai sunt bărbați și femei? Uitați că la căsătorie căsătorim un bărbat și o femeie, nu? Că așa scrie Biblia, nu-i voie altceva. Deci observați că nu se schimbă în creație, ancora, dragii mei, ceea ce Dumnezeu a făcut de la început rămâne în picioare și ordinea aceasta Dumnezeu a lăsat-o. În ziua cea mare, când ne va glorifica Dumnezeu, vom fi ca El, ca îngerii, spunea Hristos, atunci se anulează aceste lucruri. Până atunci, în trup, trăim în ordinea aceasta care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Și-o spune ultimul lucru. De ce atât de mult bătaie de cap cu baticul și cu semnul ăsta, numai semnul ăsta, numai la noi românii penticostali? Știți că Dumnezeu lucrează cu semne, dragii mei? E un semn, e adevărat, e un semn al stăpânirii, un simbol a faptului că noi respectăm autoritatea care Dumnezeu o lasă în biserică. Asta este semnul acesta. Și atunci se pune o întrebare, de ce semnul ăsta, de ce semn neapărat? În Gosen, când a trimis Dumnezeu Îngerul Nimicitor, ce le-a spus evreilor să pună pe ușiorii ușii? Un semn, sângele mielului pus pe ușiorii ușii era semnul că erau copiii lui Dumnezeu. Eu vă întreb, dacă un evreu spunea, ce să mânjesc eu casa? Asta e casa mea, eu am muncit, m-am dus la lucru, cărămizele lui Faraon și banii lui, cu chiu cu vai, mi-am făcut și o ușă frumoasă. Am făcut acolo un pic de stain, de așa să culac, să fie frumos, de ce să pun eu sânge pe ușa mea? Eu nu vreau. Dacă careva nu punea sângele pe ușă, vă întreb, ce se întâmpla? Trăia sau murea? Murea negreșit, pentru că oricine nu era găsit sub semnul sângelui, nu putea să ajungă salvat. Un semn. Dar eu întreb, Îngerul Dumnezeu nu știa cu cine ar de-a face? Ce, Dumnezeu are nevoie să ne vadă semnul nostru pe carte ca să știi cine suntem? Nu, dragii mei. Aceasta a fost porunca lui Dumnezeu și ascultarea face mai mult ca orice altă jertfă. Știți că noul legământ este un semn? Acesta este sângele legământului, ce nou, semnul legământului. Și eu nu vreau să iau cina, mă tot încăpățânesc de ani de zile, mă cheamă frații la biserică, mă caută păstorul acasă, hai măi să-i... N-ai luat cina Domnului de ani de zile, ce nu te împărtășești? A, eu n-am chef. Dar asta e un semn care Dumnezeu lasă a faptului că aparținem de El și prin El vine viață. Și dacă nu te împărtășești, ajungi în rai sau nu? E un semn, dragii mei. Semnul acesta al stăpânirii îngăduit de Dumnezeu.
Și într-o zi, Dumnezeu va trimite pe îngerii săi să despartă lumea, să aleagă pe culeșii lui Dumnezeu, să ne ducă acasă la Domnul. Și eu vă întreb, dacă nu rămânem sub semnul autorității lui Dumnezeu, ce ne vom face în ziua aceea? Dar mie nu-mi place, de-aia eu nu vreau, pe mine mă inconveniază, mă deranjează. Dragii mei, să nu trecem peste ceea ce este scris. N-am venit cu argumente din Corint, din Roma, cu prostituatele la temple și cu alte lucruri. Am vrut să rămân la ceea ce este scris. Și dacă suntem copii al lui Dumnezeu, cine-i din Dumnezeu ne ascultă. Și cine nu-i din Dumnezeu, nu ne ascultă. Spunea Ioan, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Nu cred că e nevoie de ebraică și de greacă. Dacă așa scrie în Sfânta Scriptură, așa e scris în Sfânta Scriptură. Și vreau să vă spun că e din 1500, 1600, 700, fără librării mari de argumente istorice, când au citit 1 Corinteni 11, mă întreb ce-o înțeles din pasajul acesta. Probabil ceea ce am înțeles și noi în această seară. Doamne, ajută-ne să împlinim cuvântul Tău. Ajută-ne să trăim frumos înaintea Ta și în toate să-L onorăm pe Dumnezeu cum merită. Amin.